amintesc în această dimineață, la ora 4 dimineața, un bărbat a devenit extrem de agresiv în cartierul Pajura din capitală, a atacat polițiștii, a ieșit în imobilul în care se afla cu cuțite și a trebuit să fie imobilizat cu greu, s-au tras focuri de avertisment și în final a fost împușcat, iar el a murit câteva ore mai târziu la spital. În legătură directă alături de noi este domnul Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Bună dimineața! Bună dimineața! Iată, avem un caz de violență extrem de gravă, un om care a devenit foarte agresiv și care realmente a atacat polițiștii. Cum vi se pare această intervenție? E poate cea mai gravă din ultimele zile. Am văzut că până acum cei care s-au luat la ceartă în diverse zone ale țării o făceau între ei, nu au atacat propriu-zis polițiștii. Da, din păcate, colegii mei, în momentul în care merg la astfel de apeluri 112, nu știu ce găsesc la fața locului. În cazul de față, vorbim despre un bărbat care a fost extraordinar de violent. Inițial, bărbatul a încercat să ia viața unui agent de pază din cadrul complexului, iar imediat după ce au ajuns polițiștii la fața locului, acesta s-a năpostit asupra lor, lovindu-i inițial și după ce s-a retras la un nivel superior al clădirii, a fost urmărit de polițiști și în acel moment s-a năpustit asupra unuia dintre polițiști pe care l-a rănit atât la nivelul corpului cât și la nivelul piciorului prin mai multe lovituri. Vreau să vă întreb dacă aveți informații în acest moment asupra identității atacatorului. Din datele pe care colegii le-au obținut de la fața locului, de la persoane, ar fi vorba despre un bărbat cunoscut cu afecțiuni psihice, care a mai fost internat nevoluntar în urma unei fapte similare. Cred că tot este un atac de... asupra unui polițist sau violență pur și simplu față de alți oameni? Cred că este vorba despre bărbatul care în 2016 a intrat în poarta guvernului în semn de protest, din ce am văzut eu, conform declarațiilor pe care acesta le-a oferit, pentru că România urma să fie atacată de teroriști la acel moment. Se pare că vorbim despre o persoană care era cunoscută cu afecțiuni psihice. Vreau să vă întreb și care este starea colegului dumneavoastră în acest moment, polițistul care a fost rănit de bărbat. Colegul meu în momentul de față primește îngrijiri medicale, a fost lovit și un al doilea coleg, însă nu a necesitat îngrijiri medicale. Este de menționat faptul că după primul cartuș tras în piciorul bărbatului, acesta a continuat acțiunea agresivă, comportându-se ca și cum nu ar fi fost împușcat, de aici și nivelul ridicat de agresivitate, probabil și de inconștiență, pe care l-avea în acel moment bărbatul și de aceea a fost nevoie de încă un cartuș pentru a reuși să-l imobilizeze. La bază a fost un conflict domestic, a fost un conflict în interiorul apartamentului sau bărbatul a ieșit pur și simplu direct înarmat în scara imobilului, a atacat apoi paznicul? Ce informații aveți? Din declarațiile vecinilor vorbim despre bărbatul care a ieșit din apartament, a strigat și avea în mână o foarfecă și încă un obiect metalic contondent, iar acesta s-a năpustit efectiv asupra agentului de pază, spunând că vrea să-l omoare. Acestea sunt singurele informații pe care noi le avem, deci nu avem la bază un conflict domestic, ci probabil un episod psihotic al acestui bărbat. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mergem mai departe.